În prima săptămână din acest an au fost deja semnalate și primele cazuri de gripă în județul Hunedoara. Hunedorenii afectați de virusul gripal au ajuns pe paturile de spital din cauza stării de sănătate care s-a agravat. Pentru prima săptămână din an am avut raportate un număr de 3 cazuri de gripă. Da, au fost cazuri care au necesitat internarea, dar nu s-a pus problema de lipsa tratamentului. Chiar am transmis Ministerul Sănătății cantitățile de oseltamivir, deci medicamentul care este antiviralul împotriva gripei, care există în cantități suficiente la unitățile sanitare cu paturi. Deci, pentru județul Hunedoara nu vom avea probleme dacă va avea loc o epidemie de gripă, pentru că în acest moment suntem doar în alertă pentru dacă va apărea epidemie sau va fi declarată epidemie de gripă. Numărul persoanelor care suferă de viroze respiratorii a depășit însă 1600 de cazuri în județ în doar o săptămână. Virozele sunt într-un număr ceva mai mare decât ultima săptămână din anul 2022, adică un număr de 1699 de cazuri de infecții acute respiratorii față de aproximativ 1300 de cazuri care au fost în ultima săptămână din anul trecut. Pentru vaccinarea antigripală gratuită a persoanelor cu risc la nivelul județului Hunedoara au fost repartizate aproape 27.000 de doze de vaccin sezonier. Acestea au ajuns în cabinetele medicelor de familie, dar și în unitățile sanitare cu paturi. Potrivit reprezentanților DSP Hunedoara, în acest moment mai există aproximativ 400 de doze de vaccin la medicii de familie. Semn că cea mai mare parte dintre hunedorenii vulnerabili au fost deja imunizați.